Tragedie luni dimineață la fabrica de confecții din Strehaia. Un paznic al fabricii și-a pierdut viața în urma unei explozii la centrala termică din clădire. Bărbatul prins de suflul exploziei a murit pe loc. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele producerii incidentului, iar poliția a deschis o anchetă. La susținerea forțelor de intervenție s-au asigurat măsuri PSI la o explozie care nu a fost urmată de incendiu. În interior a fost găsită o persoană inconștientă. Ulterior, cei de la SAJ declarând că este decedată. De asemenea, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă au demarat la rândul lor o anchetă pentru a stabili dacă cei de la fabrica de confecții au respectat legislația în vigoare în domeniul muncii. N-am idee ce s-a întâmplat, efectiv, pentru că a fost două zile de pauză, fabrica n-a lucrat. Nu știu ce să vă spun. Taula de cauză n-are tiraj și primul, al doilea cauză a înghețat. Frigerul de afară, de la ora de sâmbătă, cum s-a vit sâmbătă, duminică, luni, faci focul, s-au format dopuri de gheață, presiune mare, lemne cu cărbuni și n-a avut cum să cedeze și a luat foc centrala de la sine. Și a explodat. Și a explodat. Asta e explicația. Cu prima concluzie nu putem trage încă, fiindcă, vedeți, sunt toate organele aici și a început efectuarea cercetărilor. A venit și șirul, ei sunt cei care sunt în măsură să spună despre ce e vorba în legătură cu deflagrația acestei centrale termice. Muncitorul era specializat să lucreze? Nu. E paznic, are contract de muncă din primele cercetări și, în rest, mai mult, după ce se efectuează cercetările, vom stabili deci niște cauze. Să nu. Cei care l-au cunoscut pe bărbat sunt de-a dreptul revoltați de tragedia petrecută și cer cu insistență ca ITM să facă lumină în acest caz și să stabilească vinovații. Înghețați instalație și l-a făcut presiune săracul, înțelegi? Când s-au uitat la felul că au mai fost cazuri. Au fost cazuri acum, recente. Și uite ce se întâmplă cu cel mai bun copil. Asta e experiență, îl cunoaște? Păi normal că e vecinul meu, ar fi. Incidentul a avut loc în jurul orei 8:30. Un echipaj al stației de pompieri de la Strehaia ajungând la fața locului în doar câteva minute.